Bună ziua, vă prezentăm astăzi motorul la Atrix. Este un telefon despre care am mai vorbit acum câteva luni la Mobile World Congress 2011 în Barcelona. Este telefonul de frunte al celor de la Motorola. Spun acest lucru având în vedere că este primul telefon de la aceștia care vine cu un procesor dual core ARM Cortex A9 de 1 GB și cu un chipset Tegra 2. Aceeași configurație pe care o mai găsim și la LG P990 2X, acela fiind și primul telefon care vine dual procesor. Acela a fost lansat în luna martie 2011, acesta în luna aprilie. Trebuie precizat că are 135 de grame, vine cu un display TFT capacitiv touchscreen 16 milioane de culori, ce măsoară 4 inch și suportă rezoluție 540x960 de pixel. Printre funcțiile importante ale display-ului trebuie să precizăm că vine cu Gorilla Glass Display. Este o sticlă foarte rezistentă la zgârieturi cât și la amprente. Găsim în partea jos tastele Touch Sensitive, specifice telefonul pe bază de Android, butonul opțional ce în prim plan în meniu adițional cu diverse informații, Back, butonul de Back, respectiv Home, Search. În partea sus a telefonului găsim o cameră secundară pentru videoconferințe. Aceasta este una VGA. În partea din dreapta, nu știu dacă se vede pe cameră, doar ce telefonul este pe negru, însă vine cu un senzor de proximitate care reglează automat luminositatea display-ului în funcție de condițiile din jur. Cât mai este utilă și în momentul în care vorbim cu cineva, reglează luminositatea pentru a economisi energie. În partea din dreapta telefonului găsim tastele de volum. Mai sus jack de 3,5 mm pentru căști. Foarte interesant, găsim acest buton care are mai multe funcții. Cele mai normale, care sunt obișnuite, ar fi că închide display-ul, închide telefonul respectiv, îl deschide sau îl pune în modul standby. Dar în același timp vine cu o tehnologie luată de la laptopuri. Vine cu biometric fingerprint reader. Practic ce face acest lucru? Putem poate să scaneze amprentele de la unul din degete și poate să putem să deschidem telefonul doar dacă scanează amprenta respectivă, fiind acesta încă un mod de a securiza acest telefon, respectiv informațiile din el. Bineînțeles, poate fi activat sau nu, aceasta este lăsată la alegerea utilizatorului. Pe spate mai găsim o cameră, aceasta este de 5 megapixeli și poate să facă poze la rezoluție maximă de 2592x1944 de pixeli. Între funcțiile camerei trebuie să precizăm că vine cu autofocus, funcție geotagging, stabilizator de imagine, face smile detection. Mai observăm și un dublu blitz, flash, foarte util atunci când vrem să facem poze în condiții de luminositate redusă. Bineînțeles, sunt și aplicații în Android Market care ne permit să folosim pe post de torță. Mai găsim un microfon pentru noise cancellation, util când vorbim la telefon și suntem într-o zonă unde se aud diverse zgomote în jur. În partea jos a telefonului găsim acest difuzor pentru redare multimedia. Să mai precizăm, în partea în stânga telefonului găsim un slot, cu această ocazie eu prezint și accesoriile pentru cablul micro USB, respectiv micro HDMI. Este unul dintre puține telefoane care vine cu astfel de cablu în cutie. Mai găsim, bineînțeles, și încărcătorul de rețea. Hai să intrăm și noi în meniul telefonului. Trebuie să precizăm că sistemul de operare, cel puțin momentan, este Android versiunea 2.2 Froyo. Însă conform producătorului o să suporte un upgrade, la versiunea 2.3 Gingerbread. Așa cum suntem obișnuiți, în partea de sus găsim notificările și alte informații despre aplicații ce rulează în background. Mai devreme când am făcut un scurt hands-on am activat și noi DLNA. Bineînțeles, putem să ștergem aplicațiile. În partea de sus mai găsim diverse notificări despre ce ține conectivitate, indicatorul bateriei, cel al orei. Așa cum suntem obișnuiți la telefoanele pe bază de Android, acestea vin cu mai multe meniuri și pot fi foarte ușor customizate. Se pot adăuga widget-uri, atât cele native specifice de Android, cât și cele făcute de Motorola. Shortcut-uri, foldere, putem să adăugăm și wallpaper-e. Odată cu versiunea 2.2 putem adăuga live wallpapers. Haideți să adăugăm și noi unul dintre ele. În partea de jos a telefonului, bineînțeles, găsim butoanele care cel mai folosite, cel de contacte, respectiv cel de apelare și în mijloc cel care ajunge la meniul principal.
unde sunt afișate toate aplicațiile. Prima aplicație este Motorola Blur, aplicație pe care am întâlnit-o acum mai bine de un an. Este una dintre cele mai interesante aplicații lansate în ultima perioadă de cei de la Motorola pentru smartphone-uri. Spun acest lucru având în vedere că această aplicație ne permite tot timpul, dacă dispunem de conexiune la internet, să facem backup, să sincronizăm informațiile din telefon cu cele online. Alarme și timer. Putem adăuga un număr limitat de alarme. Browserul. Foarte interesant că browserul nativ vine cu Adobe Flash versiunea 10.1 preinstalată. Mai devreme am intrat și noi pe site-ul nostru. Bineînțeles, putem să-l vedem atât în modul portrait cât și în modul landscape. Avem posibilitatea de a rula direct conținut flash fără să mai fie nevoie să ne folosim de pe YouTube, de exemplu. Hai să vină pagina principală, unde avem mai multe bannere flash. L-am conectat și noi la rețeaua noastră locală, wireless. Putem să observăm că face rendering extraordinar de bine. Placa video Tegra 2 cu siguranță își facilită prezența. Nu există niciun pic de secadare, se încarcă extraordinar de bine. Am întâlnit calculatoare mai vechi, cei drept, care nu încarcă atât de bine aceste filmulețe. Putem să folosim pinch pentru zoom-in, zoom-out. Double tap, dacă vreți să ne ducem în mod special la un anumit text sau la o anumită imagine. Haideți să revenim la meniul principal. Calculator. Calendar. Chiar era o discuție pe forumul nostru, telefonul tău.eu/forum, în care mai multe persoane vorbeau de că folosesc din ce în ce mai mult sincronizarea, adică informațiile care sunt pe telefon se găsesc și online, in the cloud. Foarte util dacă vrem să ne folosim de Yahoo Calendar sau Google Calendar pentru a avea tot timpul programările afișate și a putea să le luăm cu noi. Camcorder, respectiv camera. Am făcut și noi mai devreme un test video și unul foto. Le-am postat pe blogul nostru. Avem opțiuni diverse, putem adăuga efecte, diverse scene. Nu este tocmai o noutate în acest punct de vedere. Putem să folosim și camera din față. Putem să trecem, bineînțeles, la modul video. Avem opțiuni de rezoluție. Putem să observăm că momentan este setat la 720p HD. Înregistrează la 30 de frame pe secundă. Conform producătorului, se pare că odată cu versiunea 2.3 o să poate să înregistreze și 1080p, adică Full HD. Lucru care momentan îl face doar LG 2X. Avem posibilitatea de a uploada direct filmulețele pe YouTube sau către alte site-uri asemănătoare, pozele către Picasa sau Flickr și așa mai departe. Contacte, bineînțeles, putem adăuga un număr nelimitat de contacte cu apelare foto. Dialer. Putem să vedem apelurile recente, putem adăuga contacte favorite. DLNA, aplicația care ne permite să facem streaming către alte device-uri compatibile. Este vorba de o tehnologie foarte nouă, care a fost lansată mai puțin de un an și implementată pe aceste telefoane. Bineînțeles, putem să copiem diverse informații de pe device-ul respectiv pe acest telefon sau invers. Putem să și share-uim în același timp către mai multe device-uri în același timp. E-mail, putem configura un client de e-mail cu push e-mail. Avem posibilitatea să ne folosim de anumite conturi preinstalate, putem să vedem MySpace, Facebook, Twitter, e-mail, Picasa, Photobucket și așa mai departe, Yahoo Mail, Help Center, Live TV, foarte util dacă folosim această aplicație cu posibilitatea de streaming wireless. Deschidem câteva posturi TV pe telefon și apoi facem streaming către un televizor compatibil. Google Maps, știm că telefonul vine cu GPS receiver cu suport AGPS. Mai vine și cu o busolă digitală, deși suntem într-o clădire, a reușit să ne poziționeze destul de ușor, în acest punct de vedere. Dacă am fi undeva afară, s-ar folosi și de busola digitală, am putea să întoarcem telefonul într-o anumită parte și săgeata, indicatorul nostru, bineînțeles, s-ar muta în funcție de poziția în care arătăm. Putem să adăugăm și diverse layere, cum ar fi Latitude. Dacă avem mai mulți prieteni ce folosesc această aplicație, putem să vedem pe hartă unde se situează ei.
în orice moment. Bineînțeles, atât timp cât au deschis aplicația respectivă. Android Market, sunt peste 120.000 de aplicații, foarte multe dintre ele sunt și gratuite. Media Share, încă o posibilitate de a share-ui informații, fișiere de acest telefon către alte device-uri, cum ar fi un laptop, un televizor, așa mai departe. Mesageria, bineînțeles putem scrie SMS-uri, MMS-uri. Avem mai multe posibilități de introducere a textului, ne putem folosi de tastatura Full QWERTY, care este atât în modul portrait cât și în cel landscape. Însă foarte interesant că a fost introdusă pe acest telefon și metoda swipe. Însă din păcate momentan este decât în limba engleză, are funcția de recunoaștere decât în limba engleză. Să ne zicem că vrem să scriem ceva în limba engleză. Telefonul își dă seama, practic, cuvântul pe care vrem să-l scriem. Într-adevăr, chiar vreau să scriu test și a dat seama, având în vedere că am legat T cu E, cu S și cu T. De această dată am fost mai încet și nu am luat-o în ordinea respectivă și mi-arată mai multe posibile cuvinte care am vrut să le scriu. Așteptăm și limba română, deși sunt sigur că o să fie mai greu, având în vedere că avem și diacritice. Mesageria, ne putem conecta atât pe lângă SMS-uri și e-mail-uri, ne putem folosi și de Messenger. Music, trebuie precizat că telefonul nativ are suport pentru fișiere de genul MP3, AAC, AAC+. Navigation, care putem să folosim împreună cu un dock de mașină. News, este un cititor de feed-uri RSS și cât și alte informații care se folosește coordonatele noastre GPS pentru a ne arăta informațiile din vecinătate. News and Weather, practic o extensie a aplicației de mai devreme, doar că ne apare și informații despre vreme. NFS Shift, vine și cu câteva jocuri preinstalate. Name Phone Portal, o aplicație al celor de la Motorola fiind o alternativă la Android Market. Places, foarte utilă împreună cu Google Maps. Quick Office vine cu versiunea 3.0, care ne permite atât să vizualizăm cât să și edităm documente Excel, PowerPoint, OneNote, Word. Putem să le luăm deja pe cele pe care le avem în telefon sau dacă avem un cont, să presupunem, pe Google Docs, putem să le deschidem direct fișierele pe care le avem în contul respectiv, nu mai este nevoie să le adăugăm. Setări de wireless și de rețea. Avem posibilitatea de a transfera și fișiere prin Bluetooth. Telefonul vine cu Bluetooth versiunea 2.1 K2DP. Mobile hotspot, avem posibilitatea de a share-ui conexiunea de internet către alte device-uri. Trebuie să vă precizez că vine și cu suport 3G, ceea ce era de așteptat, am de recare o cameră secundară. Suportă viteze până la 14.4 Mbps pe secundă download și 2 Mbps pe secundă upload. Social networks, bineînțeles, nu se pune problema, putem adăuga rețelele sociale, pe care le-am văzut și mai devreme, Facebook, MySpace, Twitter. Găsim în Android Market suport și pentru alte rețele care le-ar putea folosi românii, cum ar fi HiFive sau Netlog. GoldTalk este o aplicație ce rivalizează cu MSN Messenger sau Yahoo Messenger. Manager de task-uri, putem să vedem aplicațiile ce rulează în background și le putem închide pentru a economisi memorie. Comenzi vocale, momentan sunt în limba engleză, voice search la fel. Webtop Connector, foarte interesantă această aplicație a celor de la Motorola. Ne permite să ne conectăm la phone portal practic și ne recomandă anumite aplicații speciale pentru acest telefon. Sau dacă această aplicație este pe alt telefon, arată aplicațiile care sunt făcute special pentru acel telefon. YouTube, playerul nativ ce ne permite să vizualizăm conținutul de pe popularul site. Avem posibilitatea de a vedea și la calitate high quality, respectiv HD, ceea ce era de așteptat, având în vedere că poate să înregistreze el nativ 720p, era și normal să poate să redea astfel de fișiere HD. Am trecut și noi în revistă rapid acest telefon. Este vorba de Motorola Atrix. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.